secondul arbitru internațional și președintele kinologiei române, a arbitrilor din România, să vă prezinte și să ne prezinte exemplare minunate care în acest ring, în momentul de față, fiind unul din cei mai renumiți arbitri din România la această grupă. Și cum puteți să vedeți, este vorba de grupa a doua, cea mai mare grupă astăzi prezent în expoziția noastră. De fapt, în această grupă sunt 61 de rase, fiind o grupă foarte mare și foarte bine reprezentat în general în România. Deci în fața dumneavoastră, dacă luăm dintr-un capăt, avem Bucovina, după care avem Corbul, nu văd, Leonberger, Sharpei, Terranova, un schnauzer uriaș, un ciornoi terier, un caucazian, după care urmează un Tosa, Cane Corso Italian, un Bullmastiff, ciobănesc de Berna, un dog albastru, un mastiff, un boxer german roșu, un alt dog negru. Știm, aici avem mai multe varietăți, 5 culori, chiar 6 deja, că Arlechinul a apărut și în valoarea, în varietate marmurată. După care avem un fila brasiliero, dogo canario, dogo argentino, un coban quebeghi, avem un bulldog englez și mai multe varietăți de schnauzer, pitici, sare și piper, negru și alb, și ultimul este un pincher pitic. Domnul arbitru a început preselectarea exemplarelor. Dintre schnauzer pitici avem încă o varietate, negru, argintiu, black and silver. Văd că domnului arbitru îi plac câinii negri, pentru că la preselecție foarte mulți sunt negri. Deci aleșii dânsului sunt următoarele rase: Terranova, ciornei terier, schnauzer uriaș negru, un dog negru, un sharpei, Berner Sennehund și un schnauzer pitic negru argintiu. Dintre aceste